Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou filmuleț. Astăzi vă prezint eu cum arată afidele pentru cei care nu știți. Avem aici o frunză de ardei, capia, în solar, care, după cum observăm, prezintă mici punctulețe verzui. Acestea sunt afidele. Ele se hrănesc cu seva plantei și în același timp introduc o sevă în plantă, de fapt un virus, care va afecta planta. Deci, să ne înțelegem, afidele nu produc virusul de bronz, da, să nu confundăm. Deci, virusul de bronz îl produce tripsul californian sau tripsul comun, da? Să nu confundăm lucrurile. Iată cum arată și cum se așează pe partea inferioară, deci pe jos. Deci frunza normal stă așa. Dumneavoastră trebuie să căutați aici. Tratamente, cel mai eficient este Actara, 2 plicuri la 3, sau alte produse după piață. Eu cu Actara stropesc și am fost mulțumit, fără să fac vreo reclamă. Haideți să mai vă arăt aici. Sperăm că se și vede. Iată, acum se și mișcă doamna afidă, dacă observați. Deci, va trebui să facem tratament, că nu se poate. În 2-3 zile se va servi cu toată seva plantei și adio cultură. Iată cum se deplasează pe plantă și înțeapă planta. Caută un loc cât mai bun pentru ele. Da, cam atât a fost filmulețul. Dacă v-a fost de folos acest filmuleț, nu uitați să vă abonați la canal sau să distribuiți.